15, 266 și 14, 833. Iordache a avut o dificultate de 6-4, poate și mai mult. E îmbucurător pentru mondiale. Fetele sunt deja în dreptul covorului de la sol, iată-le, rămânem să le vedem. Mă lași pe mine prima, i-ar fi spus Diana Bulimar. Au zâmbete largi pe față. Și în sfârșit Iordache poate să spună că e mulțumită. După cele două medalii de argint a fost tare supărată. Vroia aur, îl are. A muncit pentru el, îl merită. E loc și de mai bine. Diana trebuie să tragă tare la sol ca să poată să emită pretenții. Iordache are un sol cu o dificultate bună. Grișina e mulțumită. Nu s-a calificat în această finală. A fost prima rezervă, a beneficiat însă de retragerea sportivei din Marea Britanie. Ea este campioana europeană, Larisa Iordache, 2013, la Moscova. Rondă salt întins. Perfect! Nadia, Lavinia Agache, Silivaș, Potorac, Gogean, Ponor și Racea sunt cele care au luat aur pentru România la europene la Bârnă. De acum istoria o va consemna și pe Larisa Iordache. Bulimar se alătură grupului alcătuit din Sonia Iovan, Emilia Eberle, Golea, Gina Gogean, Amânar, Alexandra Eremia, Sandra Izbașa, Ana Maria Tămârjan și Iordache, cele care au luat argint până acum pentru România la europene. Aici a început festivitatea de premiere, iar rușii continuă să ne arate secvențe din cadrul concursului. Iată-le pe fetele noastre! Doamna Gricoraș, cea care o premiază pe Diana Bulimar, a luat medalie la europenele din 73 la Bârnă, bronz. Grișina, Iordache și Bulimar, colege de generație, au fost adversare la Europeanul de Junior din 2010 de la Birmingham. Imnul României. Poate fi mai frumos decât această performanță, aur și argint la același aparat.
pentru România. Ce poate fi mai frumos decât o victorie în țara care, să spunem, a inventat gimnastica modernă, în Rusia, la Moscova, în fața unor spectatori cunoscători ai acestei discipline. Și o să-i rog pe colegii de la București să nu preia legătura, pentru că Andrei Munteanu e primul la paralele și urmează imediat, deși